Conform materialului publicat pe site-ul News Mehedinți, doamna Trancotă este cadru didactic la Mare și ea însă își recunoaște că s-a perindat pe la mai multe partide în toți acești ani, partide în care nu doar că nu a făcut carieră, dar nici n-a performat politic sau electoral. PDSR, PIN, PSD și acum PDL. Doamna Trancotă, cine se află la capăt de linie? Se întreabă cei de la News Mehedinți. Nu știm în ce măsură va reuși profesorul Trancotă să-și atingă obiectivul politic propus, ori să contribuie la reafirmarea PDL Mehedinț, dar noi astăzi oferim un mare așa nu. Cert este însă că Dana Trancotă trebuie să-și aducă o contribuție nu doar la imaginea partidului pe care acum îl reprezintă, ci și să lucreze la propria imagine, oarecum știrbită de traseul politic pe care l-a avut de când s-a hotărât să se implice în această activitate, se arată în materialul publicat pe site-ul Newsmehedinți.